Stimați colegi, încă o dată, bună ziua! Spiritul mărțișorului este deja prezent în rândul senatorilor de astăzi. La mulți ani, doamnelor! O discuție interesantă cu liderii de grup, toată lumea a fost de acord, așa că, sub spiritul mărțișorului, vă rog să începem ședința de astăzi. Din totalul de 136 senatori sunt prezenți 86. Ședința este condusă de vicepreședinte Cazanciuc, asistat de domnul senator Ion Ganea și Mario Oprea. Stimați colegi, ordinea de zi a fost distribuită. Dacă sunt observații la ordinea de zi, domnul Fenechiu. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea agreată de toți liderii de grup este să aducem pe ordinea de zi L51, pe care săptămâna trecută am retrimis-o la Comisia Juridică și astăzi s-a găsit o soluție fericită pe poziția 2. Deci e o propunere agreată de toți liderii de grupuri. Alte propuneri, stimați colegi, pentru ordinea de zi? Domnul Șerban Nicolae, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnule colegi. Avem o situație pe ordinea de zi de astăzi, la punctul 13, este L161 pe 2019. Este o eroare pe care trebuie să mi-o asum din partea Comisiei Juridice. Noi am avut un pachet de propuneri legislative, rămase unele din 2006 și până în 2018, de modificări, propuneri de modificări a celor trei legi așa numite generic ale justiției, 303, 304, 317 din 2004. Am considerat și au fost de acord toți colegii în Comisia Juridică că toate aceste legi au devenit fie caduce, fie inutile, fie în orice caz de nereținut pe rolul Comisiei Juridice și pe rolul Senatului, Camera Decizională, odată ce Parlamentul s-a pronunțat și au intrat în vigoare modificările din 2018. Din eroare am introdus și această propunere legislativă, ea n-a făcut obiectul dezbaterii în comisie și are un raport de respingere pe considerentul care nu mai subzistă și, de fapt, care nu se aplica acestui propunere. De aceea vă rog să fiți de acord ca punctul 13 de la secțiunea 2 roman, inițiative legislative, să fie restituit la comisie. Suntem cameră decizională, nu suntem presați de timp, în așa fel încât raportul de admitere, de respingere, de amendare, indiferent cum ar fi, să facă obiectul dezbaterii în Parlament. Mulțumesc. Are raport de respingere, v-am spus, pe un considerent care nu se aplică acestei propuneri legislative. Era la comisie. Stimați colegi, vă supun mai întâi votului propunerea domnului senator Fenechiu. Vă rog să votați. Mulțumesc, propunerea a fost adoptată. Da, din partea grupului PSD, propunea formată domnul Șerban Nicolae retrimiterea la comisie. Vă supun votului propunerea. De votul pentru, contra 28. Proiectul a fost retrimis la comisie. Mulțumesc. Stimați colegi, programul de lucru pentru săptămâna aceasta, ordinea de zi cu modificările propuse, să punem votului. Vă rog să votați. De voturi pentru, toată lumea de acord. Înainte de a supune plus două pentru, înainte de a supune votului programul de lucru, aș vrea să întreb dacă în sală sunt colegi care nu au cartelă și vor vota prin ridicarea mâinii. Vă rog.
5 colegi senatori vor vota astăzi prin ridicarea mâinii. Mulțumesc. Stimați colegi, programul de lucru luni 2 martie, orele 16-18 în plenul Senatului Lucrări, ora 17 vot final pe legi cu caracter organic, 18-15-19-25 întrebări, întrebări și răspunsuri, marți, joi 3-5 martie lucrări în comisiile permanente, vineri și sâmbătă activități în circunscripțiile electorale. Dacă sunt intervenții, nu, vă supun votului programul de lucru. Vă rog să votați. ...83 de voturi pentru, plus 5, 88 de voturi, mulțumesc. La punctul 1, secțiunea 1, ordine de zi, avem aprobarea procedurii de urgență pentru... Da, vă rog, domnul Coliban, un anunț din partea domnului Coliban. Vă rog, domnul senator. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate doamne, vin cu un subiect mai sobru în fața dumneavoastră astăzi, întrucât se împlinesc 31 de ani de la gestul dramatic al brașoveanului Liviu Cornel Babeș. Pe 2 martie 1989, electricianul cu vocație de pictor s-a autoincendiat pe pârtia Bradul din Poiana Brașov într-un gest împotriva regimului comunist. Și Liviu Cornel Babeș a fost declarat erou național în anul 2007. Vă rog să fiți alături de mine în a ține un moment de reculegere, un minut de reculegere în memoria acestui martir al neamului nostru. Stimați colegi, un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În continuarea ordinii de zi avem notă pentru exercitarea de către parlamentare a dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Conform articolului 15 alineatele 2 și 3 din legea 47-92 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la Senat în vederea exercitării acestui drept următoarele legi. Legea privind limba semnelor române, legea privind aprobarea audanței de urgență a Guvernului 66/2019, legea pentru abrogarea articolului 3 alineatul 1 din hotărârea Guvernului numărul 250/92, legea pentru modificarea și completarea legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, legea privind trecerea unor imobile de domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru stațiunea de cercetare corticolă Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, legea privind acceptarea amendamentului la protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon adoptat la Kigali în cadrul celei de-a 28-a reuniunii a părților la 14 octombrie 2016, legea pentru modificare și completarea ordonanței de guvernului 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedura de urgență și 5 zile pentru legile adoptate în procedura de drept comun la data depunerii astăzi, 2 martie 2020. La punctul 1, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem aprobarea procedurii de urgență. Dacă avem inițiator? Nu? Mergem mai departe. La punctul 2, numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate din partea Comisiei Juridice pentru susținerea raportului. Domnul președinte Șerban Nicolae, numirea membrilor CNI, raportul Comisiei Juridice, vă rog. Oricând îmi spuneți, mulțumesc. Stimați, domnule președinte, domnule colegi,
Comisia Juridică de numiri, disciplină, imunități și validări a analizat dosarele candidaților și prevederile legale în materie în ședința din 25 februarie 2020 și avizează favorabil pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege următoarele propuneri. Adrian Ionuț Roșoagă, propus de grupul parlamentar PSD din Senat. Călin Bogdan Găurean, propus de grupul parlamentar PNL din Senat. Luminița Tuleașcă, propusă de grupul parlamentar USR din Senat. Peter Zuzana, grup parlamentar UDMR Senat. Fiodor Chirilă, grup parlamentar Minorităților Naționale, Camera Deputaților. Viorel Miron, Asociația Orașelor din România. Sergiu Țâră, sau Țâră, Asociația Comunelor din România. Sintia Carmen Deaconescu, Asociația Națională a Funcționarilor Publici. Lilia Marin, Asociația Națională a Funcționarilor Publici. Facem precizarea că în cazul doamnei Marin nu este depus CV-ul, dar are două diplome de licență depuse, ceea ce înseamnă că îndeplinește condiția privind studiile superioare. Și Costin Mitică, propus de Fundația Camera de Arbitraj și Mediere, Centrul European pentru Drepturile Omului, din partea societății civile. Potrivit alineatului 1, articolul 35, indice 1 din legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, poate fi numită în funcție de membru al Consiliului Național de Integritate persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Este cetățean român, are capacitate de plină de exercițiu, are studii superioare atestate în condițiile legii, nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații. Nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, în conflict de interese sau că ar fi existat diferențe semnificative mai mari de 10.000 de euro, bineînțeles în ceea ce privește averea declarată. Nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea și nu are cazier fiscal. Ultima condiție este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției. În consecință, membrii Comisiei Juridice propun avizarea favorabilă în vederea numirii de către Plenul Senatului pentru funcție de membri titulari ai Consiliului Național de Integritate, potrivit art. 35 din legea 144/2007, a candidaților menționați mai sus, 10 candidați pentru doritori există depus la dosar și CV-ul fiecărui candidat din listă. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, întrucât prin legea 144 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, nu este prevăzută o formă de vot pentru numirea membrilor CNI, vă propun ca procedură de vot, vot secret electronic pentru fiecare candidat în parte. Supun votului procedura de vot. ...84 de voturi pentru, un vot împotrivă, 88, ce cu mâna ridicată. Mulțumesc. Vom supune votului fiecare candidat în parte. Mai întâi domnul Adrian Ionuț Roșoga, din partea grupului PSD. Vă rog să votați. ...88 de voturi pentru, 2 abțineri, aprobat. Mergem mai departe, domnul Călin Bogdan Găurean, propus de grupul PNL. Vă rog să votați. ...76... pentru, contra, 3, 8 abțineri, aprobat. Mergem mai departe, din partea grupului parlamentar USR, doamna Luminița Tuleașcă. Vă rog să votați.
60 pentru, contra 14, 14 abțineri. Adoptat. Din partea grupului UDMR, doamna Suzana Petăr, vă rog să votați. De voturi pentru, contra un vot, 5 abțineri, adoptat. Domnul Feodor Chirilă, din partea grupului parlamentar al minorităților din Camera Deputaților, vă rog să votați. De voturi pentru, contra 2, 5 abțineri, adoptat. Domnul Viorel Miron, din partea Asociației Orașelor din România, vă rog să votați. De voturi pentru, 6 contra, 5 abțineri, adoptat. Domnul Sergiu Țâra, din partea Asociației Comunilor din România, vă rog să votați. De voturi pentru, 5 abțineri, adoptat. Doamna Cintia Carmen Diaconescu, din partea Asociației Naționale a Funcționarilor Publici, vă rog să votați. De voturi pentru, 11 abțineri, adoptat. Doamna Lilia Marin, din partea Asociației Naționale a Funcționarilor Publici, vă rog să votați. De voturi pentru, contra 3, 11 abțineri, adoptat. Domnul Costin Mitică, din partea Centrului European pentru Drepturile Omului, vă rog să votați. De voturi pentru, 11 abțineri, adoptat. Stimați colegi, urmează ca hotărârea Senatului privind numirea domnului titulari ai Consiliului Național de Integritate să fie publicată în Monitorul Oficial. Având în vedere voturile exprimate în temeiul și respectarea articolului 35, alineatul 4 din legea 144/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, în termen de 5 zile de la desemnarea membrilor Consiliului, Senatul convoacă ședința de constituire a Consiliului. În aceste condiții, voi da citire proiectului de hotărâre privind convocarea Consiliului Național de Integritate. O să rog liderii de grup să vină puțin la pupitru.
Stimați colegi, dau citire hotărârii privind convocarea Consiliului Național de Integritate în termenul prevederea articolului 67 din Constituția României, el publicată, și al articolului 35, aliniatul 4 din legea 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, el publicată cu modificările și completările ulterioare, Senatul adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Consiliul Național de Integritate se convoacă în prima sa ședință din data de 9 martie, ora 11, la sediul Senatului. Această hotărâre a fost adoptată în ședința Senatului din 2 martie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76, aliniatul 2 din Constituția României Republicată. Mulțumesc. Supunem votului hotărârea. Vă rog să votați. Un vot contra, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe, la punctul 3, secțiunea 1, ordine de zi, avem proiectul de hotărâre privind consultarea Parlamentului Național conform protocolului numărul 1 din Tratatul de la Lisabona. Doamna președinte Crețu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de raportul privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor pe 2019. Comunicarea comisiei care a fost discutată în comisiile noastre, precum și în comisiile competente. Spre deosebire de alte rapoarte ale comisiei, vreau să fac precizarea că în acest raport, dintr-un început, se precizează care sunt sursele în baza cărora s-a realizat evaluarea, respectiv rapoartele punctelor naționale de contact pentru romi, rapoartele societății civile, date privind situația romilor de la Agenția de Drepturi Fundamentale, etc., etc. Sub acest aspect, sursele sunt transparente și controlabile. În al doilea rând, comisia subliniază și realizările. În cazul României, ele sunt legate de programele privind îmbunătățirea igienei, a condițiilor de sănătate și accesului la servicii medicale, de medierea în domeniul sănătății și de cooperarea dintre mai multe părți interesate, respectiv societatea civilă și autoritățile publice, dar se identifică la nivel european, dar și la nivelul României și câteva provocări legate de lipsa de coordonare, de menținerea finanțării după ce proiectele inițiale cu finanțare europeană epuizează fondurile, de lipsa acoperirii asigurărilor de sănătate în domeniul romilor, ca și de cunoștințele insuficiente despre problemele cu care comunitățile în care aceștia trăiesc se confruntă. Concluzia generală este că mai sunt foarte multe lucruri de făcut în implementarea strategiilor pe care fiecare dintre statele membre le are și trebuie să le pună în aplicare. Mulțumesc. Raport simplu. Era pentru informarea dumneavoastră asupra concluziilor pe care Comisia Europeană le-a tras pe activitatea de anul trecut. Mulțumesc. Primul punct. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supun votului raportul comisiei. Vă rog să votați. De voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, adoptat. Plus 4 pentru, 92. Punctul 2. Doamna senator Crețu, vă rog. Microfonul 6. Mulțumesc. Al doilea raport pe ziua aceasta este unul dintre documentele din pachetul privind semestrul european. E vorba de comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2020 în zona euro. Din analiza pe care am realizat-o împreună cu comisiile competente, constatat că
previziunile pentru viitor nu sunt foarte optimiste, întrucât creșterea PIB-ului real agregat din zona euro va scădea de la 2,4% la 1,2% anticipat, ceea ce ne poate afecta și pe noi, dat fiind că zona euro este principalul partener în exporturile românești. Deficitul total agregat al zonei euro va evolua în creștere, ca urmare a încetinirii activității economice, și ponderea datoriei în PIB a statelor membre din zona euro își va continua tendința descendentă, dar care se asociază și cu o subminare a creșterii activității economice. Deși nu ne privește în mod direct, această comunicare ne avertizează asupra tendințelor următoare ale unei economii de care suntem dependenți. Mulțumesc foarte mult, e raport simplu. Mulțumesc. Dacă nu sunt intervenții, să punem votului proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. ...87 de voturi pentru, o abținere și 4 voturi cu mâna ridicată. Vă rog să-i nominalizați pe cei 4 colegi. Domnul senator Ionașcu, domnul Fălcoi, domnul Ceazar, domnul Meleșcanu și domnul senator Bădulescu 5. Mulțumesc. Mergem mai departe, stimați colegi. Punctul 2, Romanul Inițiative. Primul punct pe ordinea de zi este înscris proiectul de lege privind aprobarea OUG 6/2020 pentru modificarea și completarea OUG 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței numărul 21/96 și a articolului 15 din legea 21/96 L16. Declar deschisă dezbatere generală. Dau cuvântul reprezentantului guvernului pentru prezentarea proiectului. Microfonul 9. O să vă rog să vă prezentați. Microfonul 9. Mulțumesc, domnule președinte. Mihai Mandre, secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice. Prin proiectul de lege de aprobare a OUG 6/2020 se propun modificări legislative care vizează modificarea procedurii de adoptare a memorandumului și eliminarea obligației elaborării memorandumului privind pentru măsurile de ajutor de stat exceptate de la notificarea Comisiei Europene. Se prevăd măsuri privind obligativitatea consultării furnizorilor de ajutor de stat, modificări care vizează măsurile de avizarea de către Consiliul Concurenței a măsurilor de ajutor de stat sau de minimis. De asemenea, prevedere referitoare la notificarea Comisiei Europene, recuperarea ajutoarelor de minimis, beneficiarul ajutorului de stat, rangul creanțelor izvorâte din deciziilor de recuperare a ajutoarelor, precum și modificări cu privire la Consiliul Concurenței, la legea concurenței, modificarea și completarea legii concurenței, în sensul eliminării interdicției înnoirii doar o singură dată a mandatului membrilor plenului și de posibilitatea desemnării membrilor Consiliului Concurenței să desfășoare activități în cadrul unor organisme și instituții publice ale Uniunii Europene. Noi susținem proiectul de lege în forma aprobată de guvern. Da, mulțumesc. Din partea Comisiei Economice, domnul senator Dinică, vă rog. Mulțumesc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei Economice, Industrii și Servicii au hotărât în unanimitate de voturi să adopte raport de admitere cu amendamente admise cuprinse în anexa la raport. Precizăm că asupra amendamentelor, camera decizională este Senatul și potrivit articolului 75 aliniatele 4 și 5 din Constituție, în cazul adoptării lor de către Senat, prevederile vor fi definitiv adoptate dacă și Camera Deputaților va fi de acord. În caz contrar, numai pentru prevederile respective, legea se va întoarce la Senat, care va decide definitiv în procedură de urgență. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis aviz asupra proiectului de ordonanță de buget. Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital și Comisia pentru Afaceri Europene au transmis avize favorabile. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
Senatul este prima cameră sesizată pentru modificările aduse asupra ordonanței de urgență a Guvernului numărul 77 din 2014, pentru modificările asupra articolului 15 din Legea Concurenței numărul 21 din 1996. Senatul este cameră decizională în condițiile articolului 75, alineatele 4 și 5 din Constituție. Față de cele prezentate, supunem plenului spre dezbatere și adoptare raportul de admitere, amendamentele și proiectul de lege. Da, mulțumesc, doamna senator. Dacă sunt intervenții pe acest proiect din partea grupurilor, nu. Stimați colegi, fiind vorba de o lege organică, vom supune votul acest proiect după ora 17. Mergem mai departe. Următorul punct, așa cum ordinea zi a fost modificată. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii 286 pe 2009 privind codul penal și a legii 135 pe 2010 privind codul de procedură penală L51 din partea guvernului. Microfonul 8. Doamna secretar de stat, vă rog. Da. Vă mulțumesc. Guvernul susține propunerea parlamentară. Mulțumesc. Mulțumesc. Din partea inițiator, vă rog, microfonul 7. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, proiectul L51 pe 2020 are ca scop creșterea pedepselor minime pentru infracțiunile sexuale, orice formă de abuz sexual îndreptat împotriva minorilor și totodată introducerea în legislația penală românească a unor prevederi din Directiva 200/93 a Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, inclusiv cu reglementări în ceea ce privește combaterea traficului de persoane. Nu voi intra în chestiunile tehnice pe care colegul meu, președintele Comisiei Juridice, le va expune în cadrul raportului Comisiei. Aș vrea doar să vă punctez faptul că acest proiect este un răspuns ferm pe care Senatul României este chemat să-l dea în ceea ce privește condamnarea abuzurilor sexuale săvârșite asupra minorilor, cumulat în mod corelativ cu o sancționare efectivă și proporțională a agresorilor. Astfel, au fost propuse la nivelul Comisiei Juridice și însușite de către membrii tuturor partidelor politice reprezentate în Comisia Juridică reglementări noi în ceea ce privește creșterea pedepselor minimale la infracțiunea de viol, orice formă, orice infracțiune de viol urmând a fi pedepsită cu pedeapsa cu închisoarea între 5 și 10 ani față de 3 și 10 ani, iar formele agravante cu pedepse cu închisoarea între 7 și 12 ani, iar în cazul infracțiunii care a fost urmată de moartea victimei, cu o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 9 și 18 ani. Ceea ce este cel mai important în cazul infracțiunilor sexuale, de natură sexuală săvârșite asupra copiilor, trebuie să spunem clar că agresorii majori nu mai pot scăpa nepedepsiți sau cu o simplă pedeapsă cu închisoare aplicată cu suspendarea. De ce? Pentru că orice faptă săvârșită de un major asupra unui minor cu vârsta sub 14 ani, indiferent de modalitatea de săvârșire a actului sexual, este o faptă de o gravitate extremă care cere a fi pedepsită în mod corespunzător. Iar această nouă modalitate de săvârșire a infracțiunii de către un major a fost calificată sau va fi calificată de astăzi cu ajutorul votului dumneavoastră pentru acest proiect ca fiind o formă agravantă care va fi pedepsită cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Alte trei noi forme agravante pentru infracțiuni sexuale îndreptate împotriva minorilor au în vedere atât urmările actelor sexuale săvârșite asupra copiilor, respectiv nu doar o simplă vătămare corporală care necesita mijloace de probă corespunzătoare, ci și ce a fost introdusă la nivelul sintagmei de definire a urmărilor dacă fapta a pus viața minorului în pericol sub orice formă. De asemenea, cu privire la calitatea agresorilor, au fost extinsă
și s-a definit că și nu mai există limitarea că agresorii trebuie să fie doar membri ai familiei, ci sunt incluse în această categorie a formei agravante, inclusiv persoanele care conviețuiesc cu victima și, nu în ultimul rând, o atenție specială a fost acordată minorilor cu dizabilități, atunci când fapta este săvârșită asupra unor minori cu dizabilități. Le mulțumesc tuturor colegilor din Comisia Juridică pentru consensul în adoptarea raportului final. Mulțumesc, domnule senator Scântei. Domnul Șerban Nicolae, din partea Comisiei Juridice, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnilor colegi. Prezentarea propunerii inițiative a fost deja făcută de către unul dintre inițiatori. Aș vrea să fac precizarea că inițiatori sunt deputați și senatori de la toate grupurile parlamentare și vizează transpunerea directivei 93 din 2011 privind infracțiunile sexuale săvârșite față de minori, exploatarea sexuală a minorilor și combaterea pornografiei infantile. Așa după cum arată titlul, măsura legislativă se impunea și ca urmare a directivei, dar și ca urmare a faptului că fenomenul este în creștere, din păcate, în România și s-a pus problema că regimul sancționator prevăzut de legislația penală în materie ar putea fi orientat și către minim sau către pedepse privative de libertate dispuse cu suspendarea executării pedepsei. În aceste condiții, impactul social al acestor infracțiuni și urmările rezultate din aceste activități infracționale este unul deosebit de negativ la nivelul societății românești. Comisia Juridică de Numiri, Disciplină, Imunități și Validare a solicitat la vremea respectivă restituirea acestei propuneri legislative din plen la Comisie pentru completările formulate de Ministerul Justiției ca urmare a unei chestiuni de natură tehnică, în sensul în care, față de modificările inițial propuse, o serie întreagă de măsuri corelative riscau să facă fie norma insuficient reglementată, fie să pună în discuție chiar o procedură de asumare a răspunderii statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În aceste condiții, Comisia Juridică, în unanimitatea celor prezenți, a formulat amendamentele necesare și a adoptat un raport de admitere cu amendamentele admise prin raportul suplimentar. Fac precizarea că și Consiliul Legislativ și Consiliul Economic Social, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, au avizat favorabil această propunere legislativă. Propunerea legislativă intră în categoria legilor organice, iar Senatul este prima cameră sesizată. În esență, e vorba de înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunile săvârșite față de minori de natură sexuală, infracțiunile care vizează exploatarea minorilor și pornografie infantilă. Așa cum a precizat unul dintre inițiatori, s-au instituit circumstanțe agravante pentru cei care profită de situații speciale, de minori cu dizabilități, de minori aflați în îngrijire sau creștere și, de asemenea, atunci când infracțiunea este săvârșită de o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, dar victima este un minor. Supun votului raportul suplimentar de admitere cu amendamente admise. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt intervenții din partea colegilor pe acest proiect, dacă nu, vă rog, doamna Gorghiu, din partea grupului PNL. Microfonul 2. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să fac precizarea sau să aduc în fața dumneavoastră niște informații statistice, pentru că proiectul e unul cât se poate de serios și necesitatea lui categoric obligă Senatul pentru un vot favorabil pe acest proiect. Vreau să informez pe toți cei care sunt interesați de acest proiect că, în conformitate cu datele venite de la Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 9 ani de zile s-au înregistrat aproximativ 9.000 de cazuri de viol și aproximativ 3.000 de cazuri de act sexual cu minor. Ce este însă relevant că în 2017, din totalul cazurilor de act sexual cu un minor, pe rolul judecătoriilor, aproximativ 40% de cazuri au sfârșit prin condamnări definitive, aceasta conform surselor oficiale din partea Ministerului Justiției, iar dintre acestea, 50% au reprezentat executare cu suspendare și doar 25,77% cazuri finalizate cu executare în detenție, iar dintre persoanele condamnate cu detenție, aproximativ 88% au primit pedepse mai mici de 5 ani. Cred că doar citindu-vă aceste cifre înțelegeți cât de importantă era această mărire a pedepsei minime pentru infracțiunile legate de
deviațiile sexuale ale celor care săvârșesc aceste infracțiuni și îi felicit pe toți inițiatorii că au generat consens pe proiectul de lege. Da, domnul Șerban Nicolae dorește o întrebare la replică. Din partea grupului PSD, vă rog. Nu e vorba de replică, e vorba de prezentarea unui punct de vedere în partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Senat. Domnule și domnilor colegi, prezentarea a fost făcută suficient de larg. Fenomenul este unul încurajat de un regim sancționator blând. În măsura în care asemenea agresiuni se sancționează cu pedepse orientate către minim sau cu pedepse privative de libertate date cu suspendare, în măsura în care, atunci când se comite infracțiunea, măsurile preventive nu sunt privative de libertate, ci sunt cu control judiciar sau cu arest la domiciliu în cel mai grav caz, societatea resimte un pericol real. Resursele alocate de statul român combaterii acestui fenomen sunt mult diminuate, mai ales în comparație cu alte tipuri de infracțiuni. De aceea noi susținem înăsprirea regimului sancționator cu rol descurajant și cu rol de a convinge societatea că acest fenomen trebuie combătut cu toate resursele avute la dispoziție. Inițiativa, așa cum am spus, aparține unui parlamentar chiar din grupul de senatari, bineînțeles că se disting cei care au venit cu ideea și au și redactat propunerea legislativă. O fostă colegă deputat USR, fost deputat USR, colegă e și acum cu noi, Oana Bâzgan Gairal, de asemenea a vorbit doamna senator Scântei. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în sens rațional și util societății, conform mandatului încredințat, va susține această propunere legislativă. Noi nu facem ca alte grupuri parlamentare care, în funcție de culoarea politică a inițiatorului, își exprimă opțiunea legislativă în Parlament. Sper că sunteți de acord ca de data asta să votați așa cum votează și grupul parlamentar PSD și să nu puneți în discuție diferențe politice într-o chestiune atât de gravă. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc din partea grupului USR. Sunt trei doritori. Domnul Alexandrescu, vă rog. Microfonul central. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru cuvânt. Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România va vota cu ambele mâini această lege. Această lege, să fie foarte clar, este o lege împotriva pedofiliei. Pedofilia este, din păcate, în continuare o practică în România, atât la nivelul societății tradiționale, unde se întâmplă uneori chiar în familii, cât și la nivelul persoanelor celor mai defavorizate din această societate. Am întâlnit nenumărate victime de pedofilie în centrele de plasament pentru copii orfani. Acest lucru este o practică, este cunoscut de organele de poliție, este cunoscut de organele de stat și, din păcate, este tolerat la nivelul societății. Ne amintim cu toții situații foarte grave care s-au desfășurat de pildă în județul Vaslui, în care fete care se întorceau de la școală, în drumul dinspre școală spre sat, au fost violate de colegi sau de colegi mai mari și nu s-a întâmplat nimic. Au fost persoane care au fost achitate în justiție. Ne amintim cu toții de procesul de la Țăndărei, al grupului infracțional de la Țăndărei, care după ce a fost destructurat printr-o cooperare internațională, a beneficiat de prescrierea faptelor și într-un final a fost achitat. Câte vreme în Marea Britanie au fost 124 de condamnări. Pedofilia este o practică în România. Și acest lucru nu va înceta până când nu va exista o voință a corpurilor legiuitoare de a sancționa foarte grav acest fenomen, atât în societate cât și mai ales în familia tradițională, acolo unde se întâmplă majoritar, în satele românești. Și mă bucur că această inițiativă a fostei mele colege Oana Bâzgan a ajuns într-adevăr la maturitate și beneficiază astăzi de sprijinul tuturor grupurilor politice. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții,
Dacă nu, stimați colegi, fiind deja ora 17, putem vota legi organice. Vă supun votului mai întâi raportul cu amendamente admise. Vă rog să votați. Primul. Cu 88 de voturi pentru, contra 2, 9 plus 2, plus 3 voturi pentru, raportul a fost adoptat. Stimați colegi, supunem votului propunerea legislativă. Vă rog să votați. De voturi pentru electronic, plus 4 prin ridicare de mână, 99 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări, stimați colegi. Doamna Presadă, explicarea votului, vă rog, microfonul 2. După cum s-a văzut, Uniunea Salvați România nu a ținut cont de apartenența politică a inițiatorilor. Am votat pentru în unanimitate. Credem că este necesar ca această lege să intre în vigoare cât mai repede, pentru că nu mai vrem să vedem cum traficanți sau exploatatori sau abuzatori ai minorilor scapă nepedepsiți. Este nevoie să vedem că judecătorii dau sentințe corespunzătoare cu gravitatea faptelor. Trebuie să vedem că traficanții și abuzatorii sunt efectiv pedepsiți pentru faptele pe care le comit. Mă bucur că a trecut această propunere legislativă, dar mai avem foarte multe de făcut în practică până când copiii noștri vor fi cu adevărat protejați, atât în familie cât și în afara ei, de toți cei care ajung să îi traficheze și exploateze. Da. Mulțumesc, stimați colegi. Revenim la primul punct pe ordinea de zi, vot pe legi și pe organice. Este vorba de proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 6/2020 pentru modificarea și completarea OUG 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței 21/96. Senatul este primă cameră sesizată. Supunem votului raportul cu amendamentele admise. Vă rog să votați. Pentru. Contra 30, raportul a fost respins. Deci legea a fost respinsă. Punem votul, estimați coleg, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. Pentru 33, contra 57, 60 pentru... 3 voturi pentru, 6, proiectul a fost respins. Suntem în cea mai frumoasă situație posibilă, rar întâlnită, să punem la vot proiectul de lege privind respingerea ordonanței.
Vă rog să votați. De voturi pentru 60 pentru. Proiectul nu a întrunit numărul necesar de vot, urmează să fie adoptat prin procedură tacită. Mulțumesc. Stimați colegi, avem un vot final pe un proiect care a fost pe ordinea de zi în ședința din 10 februarie. E vorba de proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 77/2018 pentru completarea articolului 67 din legea 317 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În ședința plenului din 10 februarie a fost supus votului atât proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență, cât și proiectul de lege privind respingerea ordonanței și nu a întrunit numărul necesar de voturi. În aceste condiții reluăm procedura de vot. Proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, face parte în categoria legilor organice. Senatul este cameră decizională. Stimați colegi, supunem votului proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. Contra 34. Nu am într-un număr de voturi. Supunem la vot proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. Pentru 57 împotrivă, 8 abțineri, 58 de abțineri. Votul va fi reluat în o ședință viitoare. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 7/2020 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice, declar deschise dezbatere generale din partea Guvernului. Vă rog, microfonul 8, o să vă rog să o prezentați. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori, permiteți-mi să mă prezint. Sunt Viorel Grigoraș, secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 39 din 2018 privind parteneriatul public-privat cu modificările și completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri privind investițiile publice. Reorganizarea instituției în parteneriat public-privat și derularea de către fiecare partener public a procedurii de atribuire în funcție de specificul fiecărei categorii de investiții, astfel ca fiecare partener public să își atribuie unitar pentru domeniul său de activitate toate contractele investite atribuite în parteneriat public-privat ce îl vizează, procedura ce urmează să fie monitorizată de aceeași autoritate care a atribuit contractul. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanței de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză următoarele proiecte strategice de investiții. Autostrada Târgu Neamț-Iași, autostrada Ploiești-Brașov, autostrada București-Craiova-Calafat-Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj, linia ferată de mare viteză București-Craiova, ramificație Sofia, Timișoara-Belgrad, Cluj-Budapesta, extinderea rețelei de metro prin realizarea magistralei M7, construirea aeroportului București-Sud,
linia ferată de mare viteză Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, ramificație Iași, Suceava, Siret, Bicșan. Molurile numărul 3 și 4 din portul Constanța Sud. Operarea de servicii de parteneriat public-privat în domeniul sănătății în cadrul unui pachet compus din spitale CFR. Amenajarea râurilor Dâmbovița și Argeș pentru navigație. Ministerul Transporturilor susține proiectul de act normativ în forma aprobată de guvern. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc din partea Comisiei Economice. Microfonul 6, doamna senator Dincă, vă rog. Mulțumesc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei Economice, Industrii și Servicii au hotărât cu majoritate de voturi să adopte raport de admitere asupra proiectului de lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 7 din 2020 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 39 din 2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice cu amendamente admise cuprinse în anexă la raport. Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil, Comisia pentru Agricultură și Comisia pentru Administrație Publică au avizat favorabil, Comisia Juridică, Comisia pentru Sănătate Publică și Comisia pentru Buget au avizat negativ. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este prima cameră sesizată. Față de cele prezentate, supunem plenului spre dezbatere și adoptare raportul de admitere cu amendamente admise asupra proiectului de lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 7 din 2020, pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență numărul 39 din 2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea colegilor pe acest proiect, domnul senator Ionașcu, vă rog. Microfonul 2. Vă mulțumesc, domnule președinte. Probabil din partea guvernului poate exista măcar unul din răspunsuri la cele două întrebări pe care le formulez. Citesc din punctul marginal 2, aliniatul 2, care spune așa: în cazul unor solicitări de finanțare din partea unor fonduri, societăți private, fonduri suverane de investiții, contribuția acestora va fi inclusă în finanțarea partenerului privat de către partenerul public. Întrebare. De ce aceste contribuții din partea acestor fonduri sau finanțatori nu sunt incluse în contribuția partenerului public la un astfel de parteneriat? Și a doua întrebare, care rezidă din această formulare a aliniatului 2 pe care l-am menționat: dacă partenerul public într-o astfel de parteneriat este exonerat de riscul pe care îl reprezintă partenerul privat în cazul în care nu restituie finanțatorilor proiectului sumele investite? Vă mulțumesc. Sper că am măcar un răspuns. Da, mulțumesc. Alte intervenții, mai colegi, pe acest proiect nu mai sunt. Supunem votului. Răspunsul scris, domnul senator, de acord? De răspunsul scris. Mulțumesc. Stimați colegi, supunem votului raportul de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. +2, 58 contra 35, 2 abțineri, raportul a fost adoptat. Supunem mai departe votul proiectul de lege. Vă rog să votați.
56 de voturi, 57 de voturi pentru, contra 33, 34 contra. Proiectul de lege de respingere a fost adoptat. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 10/2020 pentru completarea legii 203/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Declar deschis dezbaterea generală din partea Guvernului pentru prezentarea proiectului. Microfonul 8, vă rog să vă prezentați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tudor Polac, secretar de stat, Ministerul Muncii. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect modificarea legii numărul 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se ca persoanele care au desfășurat activități miniere în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice să beneficieze de pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani realizat în aceste activități. Guvernul susține punctul de vedere, ordonanța de urgență în forma adoptată de guvern. Da, mulțumesc. Rog un chestor să vină până la tribună. Din partea Comisiei pentru Muncă, microfonul 7, domnul senator Rotaru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru Muncă a dezbătut acest proiect de ordonanță, proiect de lege privind aprobarea ordonanței. Avem avize favorabile de la Comisia de Buget, Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia pentru Energie și Infrastructură. Pe care de consecință, în urma dezbaterilor, Comisia a hotărât să adopte un raport de admitere și supune în plenului raportul de admitere și proiectul de lege. Legea este organică, Senatul fiind prima cameră sesizată. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule senator. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, microfonul 2, domnul senator Hărău. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ca parlamentar în județul Hunedoara, salut această inițiativă legislativă și votul în unanimitate dat în Comisia de Muncă, dat fiind faptul că prospecțiunea geologică se face în mină. Și discriminarea, omiterea personalului de prospecțiune geologică de la drepturile aferente celor care lucrează în subteran era într-adevăr un lucru de corectat. Partidul Național Liberal, grupul senatorilor, va vota pentru ordonanța de urgență. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt, doamna Presadă, vă rog, microfonul 2. Mulțumesc mult. Și Uniunea Salvați România consideră că era timpul să apară o astfel de reglementare, pentru că trebuie să reparăm o nedreptate. Astfel că am fost de acord și vom fi de acord și în plenul Senatului cu faptul că cei care au lucrat în subteran, în domeniul prospecțiunilor miniere, să poată beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, iar cei care au lucrat anterior anului 2001 în grupa de muncă condiții deosebite, să intre acum, să beneficieze acum de prevederile legii așa cum sunt ele în legea pensiilor. Trebuia să facem asta, înțeleg că în jur de 600 sau 700 de oameni vor beneficia de această reglementare. Este bine că s-a întâmplat. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenții, raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor organice. Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supun votului
raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. ...92 de voturi pentru, nicio obține niciun vot contra, plus 3 cu ridicare de mână, 95 de voturi pentru una limitate. Felicitări, stimați colegi. Mergem mai departe. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 3/2020 pentru completarea articolului 284 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011. Declar deschise dezbaterile generale. Din partea Guvernului, microfonul 10, vă rog să vă prezentați. Dragoș Rădulescu, secretar de stat Ministerul Educației. Domnule președinte, Ministerul Educației susține proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență și susține de asemenea raportul comun al Comisiei de Învățământ și Comisiei de Muncă în sensul reglementării exprese în Legea Educației Naționale a posibilității femeilor din rândul personalului didactic de a continua la cerere raporturile de muncă în condiții identice cu bărbații până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Acest proiect de lege respectă și prevederile decizia Curții Constituționale 387/2018 în materie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Din partea Comisiei pentru Învățământ, domnul senator Pop, microfonul 6. Mulțumesc, domnule președinte. Ședință. Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport și Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială supun spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere și proiectul de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este prima cameră sesizată. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări, interpelări din partea colegilor. Vă rog, microfonul 3, domnul senator Dumitrescu. Sigur, personal, domnule președinte, sunt de acord cu această prevedere. Întrebarea mea e dacă nu devine neconstituțională în condițiile în care se face o discriminare. De ce nu toate persoanele de sex feminin, da, doamnele, care sunt în activitate, să nu dispună de această posibilitate de a lucra până la cerere, bineînțeles, până la 65 de ani. Eu înțeleg că să nu existe, adică există posibilitatea ca cineva să invoce această discriminare legată de restrângerea unui drept care se acordă. Și e un drept general. Dreptul la muncă e un drept general. De gândit. Pot să pun și întrebarea unui secretar de stat, dar n-are la el în buzunar răspunsul, că m-aș bucura foarte tare să fie așa. Da, mulțumesc. Alte intervenții pe acest proiect? Din partea grupului PNL, doamna Gorghiu, microfonul 2, vă rog. În sfârșit, un lucru bun, că poate să rămână la catedră cineva cu experiență până la vârsta de 65 de ani, dacă asta este opțiunea cadrului didactic respectiv. Și încă observație, e bine că se pune în acord legea educației cu codul muncii, ar mai fi câteva categorii profesionale unde trebuie să lucrăm pe genul acesta de suprapunere legislativă sau nesincronizare legislativă. Grupul PNL va susține această inițiativă legislativă. Alte intervenții? Toată lumea pare să fie de acord cu acest proiect. O scurtă precizare din partea doamnei senator Andonescu, vă rog. Microfonul central. Vă mulțumesc foarte mult. Este de fapt o punere în acord a legii învățământului cu decizia Curții Constituționale. Și eu cred că este foarte bine că facem acest lucru, trebuia să-l facem mai devreme. Vă mulțumesc frumos și cred că este corect să votăm toți. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Declar încheiate dezbaterile generale. Raportul comun al Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Face parte din categoria legilor organice. Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supun votul raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați.
75 de voturi pentru, contra 7, 2 abțineri, proiectul plus 2 pentru, 77, proiectul a fost adoptat. Mergem mai departe. Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 24/2020 privind unele măsuri pentru învățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative L79, declar scris de dezbatere generale din partea Guvernului. Microfonul 8. Mulțumesc, domnule președinte. Prin proiectul de lege se propune reducerea numărului de vicepreședinți de la 4 la 3 la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării procesului decizional. De asemenea, încadrarea personalului Direcției Generale Antifraudă în cadrul general aplicabil funcționarilor publici. Respectiv se propune așadar desființarea de urgență a funcțiilor publice specifice din cadrul Direcției Generale Antifraudă și înființarea unor funcții publice generale care să asigure redistribuirea personalului specializat în mod fluent și fără barierele impuse inerent de funcția specifică. Și se urmărește crearea posibilității redistribuirii personalului atât între structurile ANAF cât și între funcțiile administrației. Susținem proiectul de lege în forma aprobată de guvern. Mulțumesc. Da, mulțumesc. De partea Comisiei de Buget. Da, doamna senator Pațurcă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul parlamentar PSD cere retrimiterea la comisie acestui punct și, dacă îmi permiteți că toți sunt aici, este vorba și de punctul numărul 19, de asemenea retrimiterea la comisie termen o săptămână. La punctul numărul 19 de pe ordinea de zi avem propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților. Deoarece nu s-au prezentat la comisie toți invitații și considerăm că mai e nevoie de clarificări. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Numărul 920. 20, da. Stimați colegi, supunem votului propunerea grupului PSD de retrimitere la comisie a celor două proiecte. Vă rog să votați. ...73 de voturi pentru, contra 8. Proiectele cele două au fost trimise la comisie. Doamna Gorghiu, vă rog, microfonul 2. Termenul constituțional. Vă rog frumos să impuneți termen pentru că termenul de adoptare tacită la prima, conform site-ului, este 10 martie și următoarea tot la începutul lunii martie. Deci o să vă rog să nu dăm mai mult de o săptămână termen de întoarcere la comisie, pentru că altfel se adoptă tacit și o să înțeleg că PSD nu vrea de fapt să trimite la comisie, ci să treacă prin adoptare tacită inițiativa. Deci vă rog o săptămână, altfel ieșim din termen. Termen o săptămână, așa a fost și cerut. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe, stimați colegi, proiectul de lege privind aprobarea OUG 14/2020 pentru modificarea OUG 41/94 privind autorizarea plății cotizațiilor organizațiile internaționale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE, L70, declar deschise dezbatere generale din partea Guvernului. Susține cineva din partea Guvernului acest proiect? Microfonul 10, domnul Săpunaru. Vă rog. Domnul președinte, din discuțiile care le-am avut cu funcționarii, cu secretarul general de la institut, ei săraci să chinui de vreo 3 ani de zile. De câte ori se schimbă guvernul, toată lumea îi trimite înapoi cu această cotizație și au de la început cu avizile pe la ministere.
pur și simplu trebuie să plătească o cotizație și deja a devenit ultimul temen în care mai putem fi primiți. Și cu ocazia asta au încercat și ei acum să scoată această ordonanță. Dar să știți că chiar i-am întrebat de 3 ani să chinuie să o scoată prin guvernele României succesive. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Din partea Comisiei pentru Administrație, vă rog, microfonul 7, domnul președinte Cărciumaru. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în ședința din data de 25.02.2020, membrii Comisiei pentru Administrație Publică au analizat proiectul de lege și au hotărât cu majoritatea voturilor membrilor prezenți să adopte raport de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 14 din 2020 pentru modificarea ordonanței Guvernului numărul 41 din 94 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizații anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE. Comisia pentru Administrație Publică supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 14 pentru modificarea ordonanței Guvernului numărul 41 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale. Și proiectul de lege. Prin amendamentele admise în conformitate cu normele de tehnică legislativă, se propune respingerea ordonanței de urgență numărul 14 din 2020. Senatul este prima cameră sesizată, Consiliul Legislativ aviz negativ, Comisia Juridică aviz negativ, Comisia pentru Buget Finanțe aviz negativ. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, stimați colegi, dacă nu sunt intervenții, declară dezbaterile generale încheiate. Raportul Comisiei este de admitere cu amendamente admise al proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Doamna Presadă, vă rog, microfonul 2. Aș vrea să fac o clarificare, că poate nu e toată lumea de acord. Acest raport, deși se cheamă de admitere, este un raport de respingere a ordonanței de urgență. Deși sunt de acord că guvernul a greșit atunci când a adoptat aceste ordonanțe de urgență, fără să ceară avizul Consiliului Legislativ în cazul majorității acestor ordonanțe de urgență, consider că noi aici, ca Parlament, suntem chemați să ne pronunțăm pe fondul reglementării. Și în această situație, eu nu înțeleg de ce ne-am opune noi, senatori, unei reglementări care spune că România trebuie să plătească o cotizație ca să facă parte sau să fie asociată Comisiei sau Consiliului de Statistică al OECD. Adică nu văd politic cum face asta bine țării noastre. Mi se pare că în lupta noastră politică uităm de interesul României, iar interesul României este să fie parte din această comisie de statistică. Nu mai spun că noi încă nu suntem membri ai OECD, dar am făcut pași în direcția respectivă. Haideți să mai facem unul, haideți să ne respectăm angajamentele internaționale, haideți să nu ne facem de râs. Atât am avut de spus, mulțumesc. Da, vă rog, din partea grupului PSD, doamna Craioveanu, vă rog. Vă mulțumesc. Conform prezentării doamnei senator de la USR, scopul scuză mișloacele. Așa ați spus, că nu trebuie să ținem cont de modul în care de formă, trebuie să ne uităm doar la fond și așa mai departe. Eu cred că noi aici trebuie să ținem cont de toate argumentele și tot ceea ce adoptăm trebuie să îndeplinească toate rigorile legii. Prin urmare, cred că există soluții pentru o reglementare legislativă. Suntem Parlamentul României, putem să facem asta și am mai făcut în regim de urgență, am adoptat acte normative, propuneri legislative,
putem să facem și acum și să nu facem niciun rabat de la respectarea legii. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Alte intervenții, declarările scurte regionale încheiate. Stimați colegi, supunem votului raportul de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. De voturi pentru, 35 contra, 2 abțineri, nu votez, un vot. Raportul a fost adoptat. Supunem la vot proiectul de lege privind aprobarea respingerea ordonanței. Vă rog să votați. Contra, 49 pentru, 6 abțineri. Proiectul de lege privind respingerea ordonanței a fost adoptat. Mergem mai departe. Proiectul de lege privind aprobarea OG 21 pe 2020 pentru modificarea ordonanței de guvernului 19 pe 2002 privindu-le măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului aflat în administrarea REAPPS. Din partea guvernului, susține proiectul, domnul secretar de stat, vă rog, microfonul 10. Vă mulțumesc. Se dorește extinderea domeniului pentru care poate opera REAPPS, administrația patrimoniului și protocolului de stat, către, citez, entități juridice, subiecte de drept public care desfășoară activități de interes național, pentru că e vorba de reprezentarea statului român, sunt anumite chestiuni care sunt lăsate și nu sunt rezolvate și trebuia neapărat treia pe PSO. Vorbim de Palatul Elisabeta, vorbim de alte chestiuni care trebuiau rezolvate. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Din partea Comisiei pentru Administrație, domnul președinte Cârciumaru, vă rog, microfonul 7. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în ședința din data de 25.02.2020, membrii Comisiei pentru Administrație Publică au analizat proiectul de lege și au hotărât cu majoritatea voturilor membrilor prezenți să adopte raport de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 21 din 2020 pentru modificarea ordonanței Guvernului numărul 19 din 2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea regiei autonome administrația patrimoniului protocolului de stat. Comisia pentru Administrație Publică supune spre dezbatere și adoptarea plenului Senatului raportul de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 21 din 2020 pentru modificarea ordonanței Guvernului numărul 19 din 2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea regiei autonome, administrația patrimoniului protocolului de stat cu amendamentele admise prevăzute în anexe și proiectul de lege. Prin amendamentele admise în conformitate cu normele de tehnică legislativă se propune respingerea ordonanței de urgență numărul 21 din 2020. Senatul este prima cameră sesizată, Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, Comisia Juridică a dat aviz negativ. Da, mulțumesc, președinte. Intervenții pe acest proiect, dacă nu sunt, stimați colegi, raportul Comisiei este de admitere cu amendamente admise a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați.
75 de voturi pentru, contra 3. Raportul a fost adoptat. Supunem votului proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. ...79 de voturi pentru, contra 1, o abținere. Proiectul de lege privind respingerea ordonanței a fost adoptat. Mergem mai departe. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea legii 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea OUG 155 pe 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, L55. Avem inițiator? Domnul Salan, vă rog microfonul 6. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. În primul rând vreau să mulțumesc în numele inițiatorilor, colegilor din comisiile de specialitate pentru votul care a fost dat. Câinii fără stăpân au ajuns o prezență constantă și îngrijorătoare în destule locuri, din pricina mușcăturilor, bolilor care în cazuri extreme se soldează chiar cu moartea victimelor. Între animale, câinii sunt pe locul 3 în lume după numărul de decese provocate, cu 25.000 de decese pe an din pricina rabiei. Cu toate că la nivelul Uniunii Europene nu există o legislație specifică prin activitățile desfășurate la nivelul statului român au fost găsite soluții din acest punct de vedere. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii 258 din 26 septembrie 2013 vizează introducerea în ecuație și consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București. Foarte multe consilii locale nu au fonduri necesare și se descurcă greu în găsirea soluțiilor pentru gestionare. Solicit colegilor un vot favorabil. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc din partea Guvernului. Microfonul 8. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor susține propunerea legislativă. Iar dumneavoastră vă numiți? Numele dumneavoastră. Cum vă numiți? Dr. Brădățean Filaret. În regulă. Din partea Comisiei pentru Administrația Publică, domnul senator Cărciumaru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori, membrii Comisiei pentru Administrație Publică în ședința din data de 25.02.2020 au dezbătut și au hotărât cu majoritatea voturilor membrilor prezenți să adopte un raport de admitere cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. Comisia pentru Administrație Publică supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere și propunerea legislativă. Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, Consiliul Economic aviz favorabil, Comisia pentru Buget Finanțe aviz favorabil. Da, mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt intervenții pe acest proiect. Întrebări inițiatorului, vă rog, domnul Coriban. Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru inițiator, de fapt două. Prima se referă la modificarea articolului 7 aliniatul 2, cel privind eutanasierea câinilor nerevendicați sau neadoptați. Acolo termenul sau referirea la termen este una foarte vagă. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat. Cred că e foarte complicat această formulare în condițiile în care la ora actuală avem acel termen de 14 zile și 14 zile în care se aplică tratamente, se cheltuie bani pe medicamente, se fac o grămadă de cheltuieli, după care câinii respectiv
nici măcar nu au șansa să-și găsească un stăpân. Ce înseamnă termenul acesta? La ce termen aveți, ce termen aveți în vedere? Minim, maxim. Domnul Coliban, inițiatorul este în dreapta dumneavoastră, domnul senator Salan. Scuze. Eu știu că sunt de stânga, dar în dreapta acum. Vă rog. Domnul Salan, microfonul 6, vă rog. Microfonul 6, vă rog. Domnul senator Salan. Vă mulțumesc. Voiam să-i spun colegului, așa cum am comunicat și colegilor în comisiile de specialitate, că n-am făcut altceva decât să introducem, deci, acești doi termeni. Consiliul Județean, respectiv Consiliul General Municipiului București. Ca drept dovadă, inclusiv aspectele care au fost sesizate de Consiliul Legislativ, numai pe tehnică legislativă, nu și altceva. Mulțumesc. Înțeleg că nu ați modificat problema asta legată de termene. Și cea de-a doua întrebare se referă la partea de cheltuieli și de valori, pentru că diferă foarte mult serviciul și calitatea serviciului și condițiile la care sunt supuse aceste suflete de la caz la caz, de la județ la județ, de la localitate la localitate. Cum rezolvă aceste probleme prezenta propunere, prezenta modificare? Tocmai aceasta am și încercat prin expunerea făcută să introducem în ecuație Consiliile Județene și respectiv Consiliul General, având în vedere problemele care erau în momentul de față pentru unele consilii locale, în special cele din mediul rural, care se confruntau cu probleme destul de grele din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumim! Sperăm că dezbaterea a fost utilă. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog! Domnul senator Tantoș Bana, microfonul 2. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Cred că introducerea unor instituții într-o ecuație care nu este din ce în ce mai complicată și nu se clarifică responsabilității este o abordare greșită. Din momentul ce apar mai multe instituții și pot arăta una la cealaltă ca fiind responsabile de rezolvarea unor probleme, cu siguranță problemele nu se vor rezolva, se vor complica. În cazul de față, Consiliul Județean ar fi avut și are în continuare posibilitatea să finanțeze prin alocări bugetare orice consiliu local, practic pentru orice investiție, și responsabilitățile ar fi trebuit, după părerea mea, lăsate la nivelul consiliului local. Gândiți-vă la un Consiliu Județean care înființează adopost în localitatea X, la 50 de kilometri sau la 70 sau 150 de kilometri de la sediul județului, nu înființează la comuna vecină și împovărăm, practic, Consiliul Județean cu o responsabilitate care trebuie lăsată la nivelul Consiliului Local și ajutate, probabil, consiliile locale cu fonduri bugetare de la centru, de la județ, să îndeplinească acest rol extrem de important, de altfel, de a gestiona problema câinilor fără stăpâni. Nu cred că este soluția corectă. Eu mă mir că ANSVSA susține această idee. Nu văd în ce măsură și cum ar trebui să funcționeze aceste centre, unele înființate de Consiliul Local, altele de Consiliul Județean, unele gestionate de Consiliul Local, altele de Primăria Generală, celelalte de primăriile de sector. Deci cred că o să fie o amestecătură de responsabilități și de posibilități de rezolvare a problemei și lucrurile nu vor fi gestionate cum trebuie. Mulțumesc! Da, mulțumesc, alte intervenții. Dacă nu mai sunt, declar încheiate dezbaterile generale. Raportul comisiei este de admitere cu amendamente admise. Propunerea face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul cu amendamente admise. Vă rog să votați. Și 75 de voturi pentru, contra 2, 14 abțineri. Supunem votului propunerea legislativă. Vă rog să votați.
2 abțineri. 68 de voturi pentru, contra un vot, 13 abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat. Înainte de a merge la următorul punct a ordinii de zi, domnul senator Bădulescu dorește să facă un anunț. Microfonul central sau 2? Microfonul 2. Începând de astăzi, o să activez în cadrul Partidului Mișcarea Populară. Mulțumesc. Da, am luat act declarația domnului Bădulescu. Domnul Coliban, vă rog, explicația votului pe proiectul anterior. Scurt, la proiectul anterior există o prevedere bună, utilă, cea legată de posibilitatea de a înființa aceste servicii la nivel județean, însă rămân o grămadă de probleme nerezolvate prin prezenta lege. Problemele mari în domeniul acesta sunt cele legate de starea din adăposturi și de diferențele foarte mari de la un adăpost la altul. Sunt cele legate de banii care se duc pe tratarea și pe deparazitarea acestor animale care ajung în adăposturi pentru ca după câteva zile ele să fie omorâte. Și acolo sunt suspiciuni foarte mari de bani care se cheltuie doar pe hârtie. Toate aceste lucruri ar trebui mult mai atent observate și mult mai atent monitorizate. Am început un demers la nivel parlamentar de a carta, de a avea o hartă acestor adăposturi cu toate condițiile lor și îi anunț pe colegii și pe colegile senatori și senatoare că pot să fie bineveniți în acest demers. Cred că avem nevoie de mai multă transparentizare și dacă ne gândim la soluții, să ne gândim la unele reale, aplicabile, astfel încât condițiile din adăposturile pentru animale fără stăpân să fie mult îmbunătățite. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Se pare că anunțul domnului senator Bădulescu a stârnit foarte multe dezbateri. Dacă vreți să explicați opțiunea dumneavoastră, nu dorește. Mergem mai departe, stimați colegi. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 22/2020 privind recensământul agricol din România, runda 2020. Declar deschise dezbaterile generale din partea Guvernului. Guvernul. Din partea Guvernului, cineva? Domnul Săpunaru, microfonul 10. Care păi? Oanapu? Domnul președinte, scuzați, eram într-o mică discuție cu domnul secretar de stat de la Justiție despre un proiect legislativ. Este vorba de recensământul general agricol. Chiar avem nevoie. E 2020, an final în care trebuia făcut. Am înțeles că există o opinie pozitivă în Senat vis-a-vis de acest proiect, un raport de adoptare. Mulțumesc celor de la Comisia Agricolă care s-au uitat cu atenție pe acest proiect și cred că trebuie adoptat. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Din partea Comisiei pentru Agricultură. Domnul Bara, microfonul 6. Mulțumesc! Da! Comisia Agricolă. E bine. Nu dialogați pe sala, vă rog. De la Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, pentru cei care au nevoie de această precizare. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de lege a fost prin adresa R77/2020 a fost sesizată Comisia în vederea dezbaterii proiectului de lege. Ordonanța are ca obiect de reglementare pregătirea recensământului general agricol din România, runda 2020. Buget total estimat pentru această acțiune, bugetul fiind de 344.000 lei. Comisia Economică, Industrie și Servicii a depus un aviz favorabil. Comisiile juridică de numiri, discipline și imunități, respectiv Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital și Comisia pentru Afaceri Europene au depus avize negative. Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege. Comisia a supus spre dezbatere și aprobare un raport de admitere care a fost adoptat cu majoritate de voturi. Comisia supune spre dezbatere și aprobare plenului Senatului raportul de admitere pentru proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 22 din 2020 privind recensământul agricol general din România, runda 2020. Senatul este prima cameră sesizată.
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc. Da, mulțumesc intervenției pe acest proiect. Vă rog, doamna Presadă, microfonul 2. Da, cred că trebuie să fie foarte interesant să fii senator PSD și să-ți dai votul pe ordonanțele de urgență care au ajuns în comisii recent, pentru că văd că această ordonanță are raport de admitere și pun pariu că senatorii PSD vor vota pentru această ordonanță de urgență. Aștept așadar în continuare explicația pentru acest vot, când împotrivă, când pentru, fără niciun fel de coerență. Bănuiesc în spate un soi de ipocrizie, ca să nu zic altceva. Vă rog, domnul senator Bodog. Microfonul central. Cu permisiunea dumneavoastră, doamnă senator, am să permit să vă reamintesc că numai, cred că săptămâna trecută, parcă am mai votat niște ordonanțe de urgență, amendându-le acolo unde a fost cazul. Și vreau să vă spun că Partidul Social Democrat este un partid responsabil care votează inițiativele legislative, indiferent de culoarea politică și indiferent de cei care le-au inițiat, acele inițiative care sunt în favoarea României și a românilor. Și vă rog foarte mult să nu mai dezinformați. Mulțumesc! Da, dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închise dezbaterile generale. Raportul comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Sfatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supun votului raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. ...79 electroni plus 4, 83. Două abțineri, proiectul a fost adoptat. Stimați colegi, este ora 18. Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Nu înainte de a vă anunța programul de lucru pentru săptămâna 9-14 martie... Luni 9 martie, ora 12.30, ședință pregătitoare, 13 biroul permanent, 14-16 lucrări în grupurile parlamentare, 16-18 lucrări în plenul Senatului, 18-15-9-45 întrebări, interpelări. Marți, 10 martie, 9-10.30 glasii politice, lucrări în plenul Senatului, 10-30-13. Miercuri, 11, joi, 12, lucrări în comisiile permanente. Vineri 13, sâmbătă 14, activități în circunscripțiile electorale. Să aveți o seară bună!
Stimați colegi, invit liderii de grup la tribună. Înțeleg că nu mai sunt, atunci vă consult cine se înscrie la cuvânt pentru astăzi. Ok. Atunci declar deschisă semnul de întrebări și interpelări de astăzi, 2 martie 2020, conducerea asigurată de vicepreședinte Cazanciuc, ca stat de domnul senator Ganea și domnul senator Mario Ovidiu Oprea. Din partea grupului PSD, doamna senator Zbunea, vă rog, microfonul central. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Bănuiesc că invitați doamnele pentru că e luna martie și vă mulțumim din suflet. Am o întrebare pe care doresc să o adresez doamnei Cristina Monica Anisie, Ministrul Educației și Cercetării. Obiectul întrebării, ce documente trebuie prezentate în mod obligatoriu Consiliului de Administrație al Școlilor de către directorul unității de învățământ? Stimată doamnă ministru, supun atenției dumneavoastră și solicit lămuriri în legătură cu aplicarea corectă a Ordinului de Ministru numărul 4619 din 22 ianuarie 2014, publicat în Monitor Oficial numărul 696 din 23 ianuarie 2014. Deși se prevede clar la articolul 11 aliniatul 2 că membrii Consiliului de Administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate, întâlnim situații în practică în care directorii unităților de învățământ aplică parțial aceste prevederi, adică respectă doar partea refectoare la convocarea cu cele 72 de ore în avans, fără a comunica membrilor Consiliului de Administrație și restul documentelor, invocând motivul confidențialității datelor cuprinse în documentele școlii. Despre ce confidențialitate poate fi vorba când se știe că politica națională privind condițiile de muncă pentru cadre didactice este exprimată la nivelul unității de învățământ prin normele didactice pe funcții didactice, statut profesional și condiții specifice de muncă și tocmai lipsa de transparență din partea conducătorului unității școlare poate da naștere la dubii. În aceste condiții, vă rog să precizați, doamnă ministru, care sunt exact documentele care trebuie prezentate de către directorul școlii, Consiliului de Administrație a Unităților de Învățământ Preuniversitar, când pe ordinea de zi se discută încadrarea cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021. Cu stimă, senator PSD Liliana Zbârnea, circumscripție electorală numărul 10, Buzău. Da, din partea grupului PNL, dacă nu, domnul senator Salan, din partea grupului PSD. Mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Doamnelor și domnilor colegi, am de formulat două întrebări și o interpelare. Prima întrebare este adresată domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor, iar obiectul întrebării îl constituie situația de mediu creată la Orăștie de agenții economici cu profil zootehnic. Stimate domnule ministru, vă aduc la cunoștință o situație care durează de mai mulți ani în zona limitrofă a municipiului Orăștie, județul Hunedoara, și pe care mi-au prezentat-o cetățenii din localitate care sunt direct afectați. La periferia municipiului și în apropierea lui, în comuna Turdaș, funcționează două firme care au ca obiect de activitate creșterea porcilor. Cele două firme sunt Cirus Comexim, din Orăștie, strada Luncii, și Sece Landrug, SRL, din localitatea Turdaș. Efectivele de animale de la cele două ferme sunt de circa 25.000 de capete. Una dintre etapele procesului de creștere a animalelor prevede ca dejecțiile rezultate să fie folosite ca îngrășământ organic și să fie împrăștiate pe o serie de terenuri agricole din acea zonă, ca urmare a unor înțelegeri contractuale între patronii celor două ferme
și proprietatea terenurilor respective, perioada de fertilizare derulându-se între 20 mai la 20 noiembrie în fiecare an. O consecință directă a acestei activități de fertilizare prin folosirea dejecțiilor animale este însă degajarea de mirosuri insuportabile care se răspândesc permanent în toată zona care include municipiul Orăștie și comunele Beriu și Mărtinești. Locuitorii afectați se plâng mereu că nu pot deschide ferestrele locuințelor în toată această perioadă și ca urmare au adresat sesizări către toate instituțiile cu atribuții în această problemă, inclusiv gărzii de mediu din județul Hunedoara, fără să obțină însă niciun rezultat concret. Văzând că nu se reușește să obțină o rezolvare a situației, după ce au epuizat toate demersurile legale către autoritățile responsabile, cetățenii afectați au organizat împreună cu asociații neguvernamentale și reprezentanții ai societății civile mai multe acțiuni de protest, atât la Orăștie, cât și în municipiul Reședință de județ, atât la instituția prefectului, cât și la Garda de Mediu Hunedoara. Față de cele prezentate, ce măsuri considerați că ar trebui luate pentru ca situația să fie în sfârșit rezolvată și să, cetățenii să nu mai aibă de suferit ca urmare activității fermelor respective? Vă mulțumesc, solicit răspuns scris. Cea de-a doua întrebare este adresată domnului ministru Marcel Ion Vela, ministru afacerilor interne, iar obiectul întrebării îl constituie informații în legătură cu măsurile privind drepturile salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne aplicabile de la 1 ianuarie 2020. Stimate domnule ministru, în cadrul programului de audiențe de la Biroul Parlamentar Teritorial, mai multe cadre militare ale Ministerului Afacerilor Interne mi-au adus la cunoștință câteva nemulțumiri ale personalului din structurile operative. Aceste nemulțumiri se referă cu precădere la salarizarea personalului în sensul în care polițiștii din structurile operative au același nivel de salarizare cu personalul din cadrul serviciilor de suport logistic și financiar. De asemenea, sporul de poliție judiciară este de doar 5% față de 20% cât este prevăzut pentru cei de la structura de crimă organizată. Cei care mi-au prezentat această situație au fost de părere că răspunderea celor de la crimă organizată este oarecum mai redusă decât a celorlalți polițiști, deoarece competența materială exclusivă revine procurorului DICOT, care derulează ancheta, în timp ce celorlalți le revine competența efectivă de soluționare a cazului. O altă inechitate salarială care mi-a fost prezentată vizează sporul de 75% acordat pentru cadrele care muncesc în zile de sâmbătă și duminică sau sărbători legale. Din activitatea practică s-a constatat că de acest spor beneficiază în principal polițiștii care sunt încadrați în dispecerate și care obțin în acest fel venituri lunare mult mai mari decât personalul operativ. Având în vedere situațiile prezentate, ce soluții concrete aveți în vedere pentru a rezolva aceste inechități în salarizarea personalului ministerului pe care îl conduceți? Vă mulțumesc, solicit răspuns scris. Așa cum menționam în final, am o interpelare adresată domnului Marcel Ion Vela, ministru afacerilor interne. Obiectul interpelării îl constituie informații în legătură cu reexaminarea propunerii legislative L146 din 2019 privind aprobarea programului pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală în cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale. Stimate domnule ministru, în data de 16 septembrie 2019, am votat în plenul Senatului prin vot final și propunerea legislativă privind aprobarea programului pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală în cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat,
aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale. Conform propunerii legislative, al cărui inițiator sunt, această categorie de personal specializată în acordarea primului ajutor calificat potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu, ar urma să fi preluat de către inspectoratele pentru situații de urgență din județele menționate. În acest mod, efectivele inspectoratelor pentru situații de urgență ale județelor menționate vor dobândi personal cu înaltă experiență și se va asigura o mai bună intervenție în cadrul situațiilor de urgență. Senatul a fost cameră decizională. Legea a fost trimisă la promulgare, dar președintele României a retrimis-o Parlamentului pentru reexaminare și procesul legislativ a fost reluat. Vreau să vă spun cu multă consternare, pentru că provin dintr-un județ unde echipele de paramedici le cunosc foarte bine, inclusiv capabilitățile lor, au culminat nu cu mult timp în urmă și au o serie de activități de protest și mă refer în primul rând la paramedicii din localitatea Petrila. În data de 12 februarie anul curent, Guvernul României a trimis Parlamentului un document care conține punctul de vedere în legătură cu mai multe inițiative legislative, printre care și cea la care fac referire acum. În document se arată că Ministerul Afacerilor Interne nu susține legea. Având în vedere cele de mai sus precizate, aș dori să cunosc în detaliu care au fost motivele pentru care ați luat această decizie. Solicit răspuns scris. Senator Viorel Sălan, circumscripția 22, PSD, Hunedoara. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Din partea grupului UDMR, domnul senator Feier. Mulțumesc, domnul președinte. Întrebare. Adresată domnului ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltare și Administrație, Ion Ștefan. Obiectul întrebării. Care este motivul pentru care primăria comună Sânzie nu poate deconta suma totală de 215.309 lei acordat în urma Programului Național de Dezvoltare Locală pentru modernizarea și asfaltării străzii principale? Stimate domnul ministru, în calitatea mea de senator din Covasna, doresc să vă aduc în atenția dumneavoastră situația nefavorabilă cu care se confruntă primăria Comunei Sânzien din județul Covasna. Prin adresa numărul 2931 din 2705-2019, înregistrată la MLDAP, fost MDRAP, cu numărul 77204-0506-2019, primăria Comunei Sânzien a transmis pe obiectivul de investiții, modernizare și asfaltarea strada principală în localitatea Petricen, kilometru 0001 km, Comuna Sânzien, județul Covasna, solicitare de transfer prin anexa numărul 4 la norme metodologice aprobate prin OMDRAP, numărul 1851/2013, pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanță de urgență numărul 28/2013, cu modificări și completări ulterioare. Pentru suma de 215.309 lei, suma a fost firat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice cu ordine de plată numărul 3343 din 2006-2019 în contul UAT deschis la trezoria municipiului Secuiesc. După începerea lucrării de asfaltare și modernizare primăriei comune Sinzine, a primit în data de 26.05.2019 o factură de la firme care se ocupă de modernizare și asfaltarea comunei cu condiția că dacă prima nu achită o parte din suma datorată, nu va continua lucrările de modernizare. Pe 27 mai 2019, primăria Comunei Sinzien a solicitat suma pentru decontarea acestor lucruri către Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură. Deoarece suma cerută de către primăria Comunei Sinzien a fost transferată la timp, în data de 13 iunie s-a făcut plată de 100.000 RON din bugetul local pentru ca lucrurile executate să nu fie întrerupte. Abia în data de 16 iulie a fost transferat cei 215.309 lei, suma cuvenită primăriei în urma Programului Național de Dezvoltare Locală. Această sumă a fost cheltuită totalitate pe lucrările de modernizare, primăria achitând o parte înainte să primească suma de la minister. Suma de 215.300 RON a fost cheltuită astfel.
Suma de 100 de milioane a fost plătit inițial de bugetul local al primăriei pentru ca lucrările de monizare să poată continua și după aceea s-a plătit restul de valoare de 115.309 RON. În momentul în care primăria Comunei Sinzien a predat documentele pentru decontarea lucrării executate pentru obiectivul de investiție, acesta a fost respinsă. Motivul fiind faptul că, în cazul în care beneficiarii utilizează sume transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, ceea ce nu este adevărat și aplică în acest caz, deoarece primăria a plătit total suma de 215.300 de RON în primă fază, suma de 100.000 și după ce a primit toți banii, a mai achitat către firma care există lucrările de modernizare restul de 115.309 RON. Totuși, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restricționarea de termen de 30 zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit în cazul primăriei Comunei Sinzien, suma de 100.000 RON. Consider că s-a făcut o nedreptate în acest caz și vă cer să ne acordați sprijinul noastră în găsirea unei soluții și rezolvarea acestor situații neplăcute. Având în vedere cele prezente mai sus, vă adresez întrebarea. Cum este posibil ca primăria Comunei Sinzien să nu poată deconta suma totală lucrării prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Locale, în condiții în care se poate vedea clar că suma totală care a fost cheltuită este de 215.309 RON? Vă mulțumesc, senator Failasu, județul Covasna. Mulțumesc, domnule senator. Din partea senatorilor neafiliați, doamna senator Covaciu. Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea mea se adresează domnului ministru Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Conform, stimate domnule ministru, conform afirmațiilor dumneavoastră și ultimelor statistici, județul Maramureș este pe locul 1 în țară la tăierile ilegale de păduri cu peste 100.000 de metri cub de lemn tăiat ilegal. De altfel, încă din 1990, județul Maramureș este cap de listă în ceea ce privește reducerea suprafeței forestiere. Datele de pe site-ul Direcției Silvice Maramureș arată în mod evident reducerea drastică a suprafeței forestiere în deosebi în ultimii 5 ani. Inadmisibil este faptul că suprafața fondului forestier din județul Maramureș a scăzut cu aproape 100.000 de hectare în 2 ani, de la 290.041 hectare, reprezentând 46% din suprafața totală a județului, în data de 21.12.2016, la 194.262 hectare, reprezentând 30,8% din suprafața județului. Ultima statistică publicată de Direcția Silvică Maramureș. Dacă ne raportăm la faptul că la nivelul întregii țări suprafața împădurită s-a diminuat în perioada 2015-2018 cu 300.000 de hectare, înțelegem că județul Maramureș a contribuit cu 30% la reducerea suprafețelor de pădure din România. Faptele sunt cu atât mai grave cu cât mare parte a suprafețelor defrișate ilegal se află în Parcul Național Munții Rodnei, rezervația biosferei cu teritorii care fac parte din patrimoniul întregii umanități UNESCO, pădurile fiind situate în zona tampon destinată conservării durabile. Ministerul Mediului, în calitate de autoritate publică centrală care răspunde de mediu, a încredințat pe bază de contract de administrare Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva pentru o perioadă de 10 ani, respectiv 2014-2024, administrarea parcului Munții Rodnei, astfel încât în prezent administrația parcului este o filială a Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva, fiind totodată eligibilă pentru accesarea fondurilor europene. Ba mai mult, ocolul silvic Borșa a fost desființat în anul 2013, deși era singurul ocol silvic de stat din zonă. De atunci, oamenii sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri pentru a-și rezolva problemele cu pădurile, cheltuind timp și bani cu drumurile și birocrația. Pe fondul acestor grave probleme, știu, domnule ministru, că v-ați deplasat la finalul săptămânii trecute în județul Maramureș, și urmarea acestei vizite, vă rog mult să-mi comunicați
care sunt măsurile urgente pe care le veți lua pentru stoparea tăierilor ilegale și a furtului de lemn în Maramureș? Și doi, sancțiunile care se impun în urma identificării vinovaților. Vă mulțumesc, aștept răspuns scris. Senator de Maramureș, Severica Rodica Covaciu. Și tot o interpelare adresată domnului ministru al apelor și pădurilor. Vă rog, domnule ministru, să îmi puneți la dispoziție în următoarele date legate de lucrările efectuate pe râul Săsar din județul Maramureș. Și anume, ce tipuri de lucrări s-au efectuat pe cursul acestui râu în ultimii 10 ani, defalcat pe fiecare an în parte, cu menționarea constructorului a valorii investiției, a sumelor cheltuite până acum de la bugetul de stat, precum și viitoarele lucrări ce vor fi derulate pe râul Săsar. Și dacă mai permiteți, aș avea o interpelare. Vă rog. Domnului prim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, în iunie 2019, o furtună de proporții fără precedent în România a lovit nord-vestul țării, producând pagube materiale însemnate. Grindina a afectat clădiri, distrugând acoperișuri, geamuri, tencuieli, numeroase autovehicule au fost avariate, caroseriile și geamurile trebuind reparate sau înlocuite, iar multe culturi agricole au fost compromise total. Pagubele în cele mai multe cazuri au fost însemnate persoanele ale căror bunuri au fost distruse, aflându-se în imposibilitatea financiară de a le repara sau înlocui. Având în vedere acest aspect, vă rog să îmi comunicați valoarea alocațiilor financiare de la bugetul de stat pe care guvernul le-a avut în vedere cu titlul de despăgubiri pentru pagubele produse de furtuna din iunie a anului trecut. Vă rog să îmi comunicați datele în mod detailat pentru fiecare județ în parte, împreună cu numărul de beneficiari. De asemenea, vă cer să îmi puneți la dispoziție date referitoare la modul de utilizare al bugetului de rezervă al statului pentru anul 2019. Vă mulțumesc, aștept răspuns scris, senator de Maramureș, Severica Rodica Covaciu. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Cu voia domnilor prezenți astăzi în sală, domnul senator Craioveanu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea adresată doamnei ministru Monica Cristina Anisie. Obiectul interpelării se referă la solicitarea ca din comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare, precum și a directorilor din casele corpului didactic, să facă parte și elevii delegați de către Consiliul Județean al Elevilor. Doamna ministru, nu există politică educațională asumată la nivel național și implementată în teritoriu care să nu implice elevul. Elevii sunt beneficiarii directi ai sistemului de învățământ. Cu toții suntem de acord și afirmăm mereu că ei trebuie să se afle în centrul tuturor deciziilor noastre. Acest lucru trebuie transpus însă și în acțiuni concrete cuantificabile. Având în vedere că se află în consultare publică metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, cât și solicitarea Consiliului Național al Elevilor de a include în această metodologie posibilitatea ca din comisia de concurs să facă parte cu rol de observator un elev delegat din partea Consiliului Județean al Elevilor, vă solicit, doamnă ministru, să dați curs acestei propuneri și să susțineți introducerea în cadrul metodologiei prevederea solicitată de către elevi. Trebuie să apreciem dorința elevilor de a se implica în toate etapele procesului de învățământ. Le cerem să gândească, să aleagă, să nu aibă un rol pasiv în organizarea sistemului de învățământ. De aceea, vă rog să țineți cont de propunerea lor, pe care o consider oportună și justificată, și o garanție în plus a transparenței și corectitudinii desfășurării concursurilor. Vă mulțumesc și aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Senator Elena Lavinia Craioveanu, senator de Doj din circumscripția electorală numărul 17. Vă mulțumesc. Domnul senator Ionașcu, aveți intervenție? Vă rog, din partea grupului senatorilor neafiliați.
Mulțumesc, domnule președinte, bună seara. Întrebarea mea este adresată doamnei ministru al Muncii și Prestației Sociale, doamna Victoria Violeta Alexandru. Obiectul întrebării, situația înghețării pensiilor minime acordate conform legii 127/2019 privind sistemul public de pensii. Stimată doamnă ministru, sunt binecunoscute declarațiile de presă privind înghețarea pensiilor minime acordate conform legii 127 din 8 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial numărul 563 din 9 iulie 2019. În cadrul audiențelor la cabinetul parlamentar din Slobozia, senator Ionașcu Gabe, s-au prezentat mai multe persoane beneficiare a dreptului de pensie minimă și care au formulat întrebări privind înghețarea pensiilor minime. În aceste condiții, stimată doamnă ministru, cunoscând fiind amabilitatea dumneavoastră, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări. Dacă Guvernul României sau o altă autoritate îndreptățită a emis o hotărâre sau act administrativ care să amâne sau să suspende acordarea creșterilor prevăzute de lege. Întrebarea numărul 2. Dacă Guvernul României sau altă autoritate îndreptățită are în lucru hotărâre sau act administrativ privind amânarea sau suspendarea creșterilor de pensii. 3. Care este opinia ministerului pe care îl conduceți privind acordarea conform legii a drepturilor privind pensia minimă? Solicit răspunsul dumneavoastră în scris. Vă mulțumesc. Mulțumesc, scurt și la obiect. Domnul senator Ponescu. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Interpelarea mea este adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministru al Educației și Cercetării. Obiectul interpelării, strategia masteratului didactic, dincolo de un posibil program pilot și cercetarea în educație. Stimată doamnă ministru, există de ani buni numeroase discuții în spațiu public privitoare la necesitatea introducerii masteratului didactic în programele învățământului superior, ca instrument eficient de formare a viitorilor cadre didactice. În programul de guvernare al Partidului Național Liberal, una dintre cele mai importante măsuri propuse la capitolul educație era tocmai cea a urgentării introducerii masteratului didactic. În numeroase ocazii în care v-ați exprimat public, ați declarat, doamnă ministru, că veți da curs acestei măsuri, mai întâi printr-un program pilot, care să se deruleze în câteva universități și care se constituie apoi, după o analiză de impact, punctul de plecare către introducerea masteratului didactic la nivelul întregului sistem de învățământ superior. În cadrul recentei audieri pentru obținerea avizului Comisiilor Reunite pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Parlamentul României, pentru numirea dumneavoastră în funcția de ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Orban II, ați declarat că v-ați consultat pe această temă a pilotării programului privitor la masteratul didactic cu specialiști în educație. Concluziile ați menționat în același cadru sunt că încă este nevoie de o pilotare înainte de implementarea propriu-zisă a acestui tip de formare la nivel național. Având în vedere toate acestea, aș dori, doamnă ministru, să oferiți răspunsuri clare la câteva întrebări care pot aduce multe clarificări privind strategia pe care ați trasat-o în ceea ce privește introducerea masteratului didactic. De asemenea, având în vedere că ați declarat că ați avut o consultare cu specialiști în educație, că apreciați opiniile acestora, iar specialiștii în educație au rămas fără un cadru legal de manifestare pe linia cercetării, prin desființarea de către guvernul din care ați făcut parte a Institutului de Științe ale Educației, una dintre întrebări este legată tocmai de această situație. Întrebările sunt: 1. Care vor fi universitățile pilot pentru programele de masterat didactic? 2. În ce formulă va funcționa masteratul didactic în structura actuală a unei universități? 3. Cum va fi conceput viitorul curriculum de formare prin masterat didactic? 4.
În ce raport se va afla acest tip de masterat cu actualul masterat profesional? Și 5. În ce cadru instituțional și pe ce linie de finanțare vor funcționa specialiștii și cercetătorii în educație? Solicit răspuns scris. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, am și o întrebare adresată domnului ministru al transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor. Vă mulțumesc. Obiectul întrebării, probleme legate de digitalizare și tehnologia 5G. Stimate domnule ministru, ne aflăm într-o perioadă în care sectorul noilor tehnologii informatice și comunicațiilor rapide constituie una dintre cele mai exploatate și profitabile ramuri ale industriilor, cu un impact major în creșterea economică. Potrivit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, în România, implementarea tehnologiei 5G, spre exemplu, va genera venituri de 4,7 miliarde de euro și crearea peste 252.000 de locuri de muncă. Sunt cifre importante care ne arată impactul deloc de neglijat asupra întregii noastre economii. Este de subliniat și faptul că noile tehnologii în comunicație vor determina un impuls și pentru procesul de digitalizare a economiei. Cu toate aceste avantaje evidente pentru orice țară, specialiștii în tehnologia informațiilor au atras atenția încă de la sfârșitul anului 2019 că România se numără printre statele codașe la implementarea tehnologiei 5G. Iar ANCOM a anunțat că lansarea licitației pentru licențele 5G va avea loc în prima jumătate a acestui an. În acest sens, guvernul din care ați făcut parte a prevăzut, chiar și în programul de guvernare, măsura înființării Autorității pentru Digitalizarea României, instituție care să se ocupe, printre altele, și de lansarea acestei licitații. Din păcate, ne aflăm deja la sfârșitul lunii februarie și măsuri concrete în direcția implementării tehnologiei 5G încă nu se văd. De aceea vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări legate de cele expuse mai sus. 1. Când va fi în totalitate operațională Autoritatea pentru Digitalizarea României, cum va funcționa și ce termene aveți stabilite pentru digitalizarea domeniilor prioritare, cum ar fi sănătatea sau sistemul asigurărilor sociale? 2. Când estimați că veți lansa licitația pentru licențele 5G, având în vedere că România este codașă la implementarea acestei tehnologii? Solicit răspuns scris, sunt senator Doru Adrian Pănescu, circumscripție electorală Iași 24, grup parlamentar PSD. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Domnul senator Lupu, vă rog, grupul PSD. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adresez o interpelare domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Obiectul interpelării, proiect pentru amenajarea albiei râului Siret în dreptul localității Alexandru Ioan Cuza din județul Iași. Domnule ministru, revin cu o sesizare în ceea ce privește amenajarea albiei râului Siret în dreptul localității Alexandru Ioan Cuza din județul Iași. Proiectul a fost inițiat acum aproximativ 12 ani, când urmare precipitațiilor abundente și viiturilor din 2005 pe unele porțiuni ale râului Siret s-au produs eroziuni accentuate. Acestea au produs pagube materiale semnificative pentru cel puțin 150 de oameni și au afectat 80 de hectare de terenuri agricole și 15 hectare de terenuri împădurite. De asemenea, au fost deteriorate sever rețeaua de drumuri și cea de utilități. Pe parcursul timpului au fost realizate studii de fezabilitate, s-au aprobat finanțări parțiale, au fost demarate proceduri de expropiere și efectuate unele lucrări în regim de urgență, dar cu toate acestea proiectul trenează, iar locuitorii comunii sunt în permanent pericol. În acest context,
Vă rog să îmi comunicați care sunt intențiile Ministerului pe care îl conduceți cu privire la finalizarea proiectului de amenajare a râului Siret în dreptul localității Alexandru Ioan Cuza și care sunt următorii pași de urmat. Sunt convins că ne dorim toți să nu fie necesare alte intervenții de urgență cauzate de furia naturii. În acest fel, vom evita și alte pagume materiale și poate și pierderi de vezi omenești. Solicit răspuns scris. Mulțumesc, Victorie Lupu, senator PSD, circunscripție electorală 24 Iași. Și am și o întrebare, dacă sunteți de acord, domnule ministru, să o prezint. Domnule președinte, pardon. Vă rog. Întrebarea este adresată domnului Nichita Adrian Oros, ministru agriculturii și dezvoltării rurale. Obiectul întrebării, continuarea investițiilor pentru modernizarea sistemelor de irigație din județul Iași și din țară. Domnule ministru, din datele statistice rezultă că în prezent jumătate din suprafața totală a terenurilor agricole din România are deficit de umiditate în sol. După 1984, suprafața irigată din țara noastră s-a redus sub jumătate, infrastructurile de irigații fiind supuse unui proces de degradare continuu. Costurile ridicate cu energie electrică și pentru alimentarea cu apă erau principalele argumente ale agricultorilor care renunțau an după an la utilizarea infrastructurii de irigații. Funcționalizarea și modernizarea sistemului de irigații din România a constituit una din prioritățile Ministerului Agriculturii în ultimii ani. Prin investițiile realizate s-a reușit irigarea a aproximativ 2 milioane de hectare de teren agricol. Motivat de aceste aspecte, vă rog să îmi comunicați care este programul dumneavoastră de continuare al dezvoltării și modernizării sistemului de irigații din România și care sunt investițiile și lucrările care vor fi realizate la stațiile de irigații din județul Iași în acest an. Solicit răspuns scris. Mulțumesc, Victorie Lupu, senator PSD, circunscripție electorală 24 Iași. Mulțumesc și ultima intervenție pe ziua de astăzi, domnul senator Ganea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea este adresată domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Obiectul întrebării, lucrările de reconstrucție ecologică în delta Dunării și modelul hidraulic al deltei Dunării. Domnule ministru, la scurt timp după înființarea sa, în anul 1990, în rezervația biosferă delta Dunării a fost început un program complex de reconstrucție ecologică ca parte importantă a procesului de administrare a celei mai mari zone naturale protejate din țara noastră, având totodată și statut de zonă umedă de importanță internațională, Ramsar și de parte a Patrimoniului Universal Natural UNESCO. Lucrările de reconstrucție ecologică au apărut ca o cerință de prim ordin, datorită faptului că în secolul trecut și în special în a doua jumătate a acestuia, delta Dunării a fost supusă unui proces agresiv de lucrări hidrotehnice pentru dragare de canale artificiale și de modificarea unor canale naturale, precum și pentru îndiguiri și desecări, mai întâi pentru exploatarea intensivă a stufului și mai târziu pentru amenajarea fermelor piscicole și agricole, lucrări care au afectat considerabil echilibrul ecosistemelor natural terestre. Aș vrea să aduc în atenție extinderea rețelei de canale artificiale din interiorul deltei din anul 1910 până anul 1990, lungimea acestea s-a dublat, însomând astăzi 3400 de kilometri. De asemenea, zonele umide au fost transformate în terenuri agricole și bazine piscicole. De asemenea, în anii 90, o pătrime din delta Dunării,
Silvia. 974 de km pătrați era îndiguită, inclusiv 400 de km pătrați în scopuri agricole. Brațul Tulcea-Sulina, 81 de km, a fost regularizat pe toată lungimea lui. În anii 80 au fost tăiate și mendrele brațului sudic Sfântul Gheorghe, iar în zona de coastă Razim și noi au fost îndiguite 23.500 de hectare de teren. Din această perspectivă considerăm foarte necesară continuarea programului de lucrări de renaturare a celorlalte amenajări piscicole și agricole abandonate din zonă. În lipsa unor investiții locale, poluarea cu nitriți din Delta Dunării, datorată activităților agricole și de creștere a animalelor, se va menține în continuare pe o tendință ascendentă. De asemenea, sunt necesare studii și asistență tehnică pentru conservarea biodiversității și refacerea ecosistemelor și a habitatelor naturale în cadrul rețelei Natura 2000. De altfel, în pachetul de proiecte prevăzut pentru implementarea planului de management a rezervației, pe lângă proiectele pentru îmbunătățirea regimului hidrologic, este prevăzut și proiectul pentru elaborarea modelului hidraulic al Deltei Dunării, proiect esențial pentru optimizarea și eficientizarea lucrărilor de dragare în rețeaua existentă a canalelor și gârlelor din perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. În aceste condiții, domnule ministru, dorim să vă adresăm 3 întrebări. 1. Care este stadiul realizării, finalizării programului de reconstrucție ecologică a terenurilor îndiguite din rezervația Delta Dunării, neutilizate în scopul pentru care au fost amenajate, așa cum este aceasta prevăzut în planul de management al rezervației adoptat prin hotărârea de guvern 763/2015. A doua întrebare. Care este stadiul realizării modelului hidraulic al Deltei Dunării, considerat componentă obligatorie de bază a tuturor lucrărilor de dragare pentru decolmatarea gârlelor și canalelor și a lucrărilor de renaturale din rezervația biosferei Delta Dunării? Și a treia întrebare, care sunt motivele pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării au avizat trecerea terenurilor amenajate pentru folosință piscicolă, acvacultură, în folosința agricolă, în loc să fie trecute în programul de renaturare, așa cum prevede legea rezervației, legea 82/1993. Solicit răspuns în scris, cu mulțumiri, senator Ion Ganea, circunscripția electorală 38, Tulcea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc, domnule senator Ganea. Stimați colegi, în continuare voi da citire senatorilor care au depus în scris întrebări și interpelări. Din partea grupului PSD, Iriza Scarlat, Mirea Siminica, Trufin Lucian Bunariu, Gabriela Manuel, Toma Vasilică, Chisăriță Ioan Narcis, din partea grupului PNL, stângă George Cătălin, Popa Cornel, Caracotă Iancu, din partea grupului USR, Dinu Nicoleta Ramona, Guț Mihai Remus, Coliban Alan, Dinică Silvia Monica, Lungu Dan, Folcoi Nicu, Mihail Radu Mihai, Alexandrescu Vlad Tudor, Adrian Viner, din partea grupului UDMR, a citit domnul Feher, e adevărat, din partea senatorilor neafiliați, domnul Lungu Vasile Cristian, Marin Nicolae, Baciu Gheorghe. Acestea fiind spus, se declară închisă sesiunea de întrebări și interpelări. Prima listă a fost lista de întrebări, aveam și o listă de interpelări. Din partea grupului PSD, doamna Gabriela Crețu, Stan Ioan, Bonariu Emanuel, Toma Vasilică, Chisăriță Ion Narcis. Din partea grupului PNL, Popa Cornel, stângă George Cătălin Calțan, Mircea Vasile, Caracotă Iancu. Din partea grupului USR, Goțiu Remus, Mihai Coliban, Alan, Dinu Nicoleta, Ramona, Dinică, Silvia Monica, Viner, Adrian, Alexandrescu Vlad Tudor, Mihail Radu Mihai, Lungu,
Dan Dirca Eduard George, din partea senatorului Afizeț, Baciu Gheorghe, Marin Nicolae. Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închisă sesiunea de întrebări, interpelări și răspunsuri de astăzi, 2 martie 2020. Mulțumesc!